Află cum poți scăpa de mirosul greu de pește din locuința ta după ce îl gătești. Chiar dacă îți place peștele să-l gătești în propria bucătărie, poate fi o activitate provocatoare. La mult timp după ce peștele a fost mâncat, oalele s-au spălat și farfuriile puse în mașina de spălat vase, mirosul de pește încă persistă. Poate fi suficient pentru a elimina chiar și pe cel mai devotat consumator de pește să-l gătească în mod regulat. Din fericire, bucătarii și-au dat seama cum poate fi gătit peștele fără a lăsa în urmă o duhoare care persistă zile întregi. O mare parte din mirosul de la gătitul peștelui se datorează metodei de preparare pe care o utilizați. Ca să scăpați de mirosul de pește, începeți prin a schimba modul în care îl pregătiți. Prăjirea poate cauza o problemă masivă de miros, dar alte tehnici, cum ar fi gătitul peștelui în folie sau hârtie, te pot scăpa de problemă. Neutralizarea mirosului înainte de gătit se poate face prin înmuierea peștelui în lapte sau într-o soluție cu lămâie și apă. Dacă este prea târziu și casa ta începe să miroasă, amestecați oțetul și apa și lăsați-l să fiarbă câteva minute. De asemenea, puteți adăuga batoane de scorțișoară sau uleiuri de lavandă pentru o atmosferă mai plăcut parfumată. Astfel veți scăpa de mirosul de pește, relatează click.ro.